Bine v-am regăsit din nou, stimați telespectatori. Vă mulțumim că ați ales o seară cu Capital TV în studioul electoral. În această seară v-am spus că avem două persoane din Petroșani. Este vorba de primarul municipiului Petroșani actual, domnul Tiberiu Iacobriți. Bine ați venit în studio. Bună seara și bine v-am găsit. Și de actualul consilier local Vlad Lăutaru. Bine ați venit în studio. Bună seara, bine v-am găsit. Ambii sunt membri ai Partidului Național Liberal, Organizația Petroșani. Domnul primar este și președintele Organizației PNL Petroșani și ambii vor fi prezenți pe listele candidaților acestei organizații pe data de 27 septembrie. Domnul Tiberiu Iacobriți candidând pentru un nou mandat de primar, iar domnul Vlad Lăutaru pentru un nou mandat de consilier local. Acestea fiind spuse, cred că nici nu mai trebuia să le prezentăm până la urmă, că oamenii cam știu, domnul Petroșani, vă cunosc de ani de zile. Domnule primar, v-aș întreba cum decurge campania electorală. Suntem în a doua săptămână de campanie. Cum i-am întrebat și pe ceilalți invitați, vă întreb și pe dumneavoastră, cum vedeți atmosfera, cum vedeți toată această campanie care se desfășoară într-un mod mai deosebit față de alți ani, ținând cont de pandemia de, cu COVID-19, da? Și cum vedeți până la urmă electoratul dumneavoastră? Da, e o campanie cumva atipică din acest punct de vedere. Din păcate, prima săptămână de campanie electorală la Petroșani s-a înscris în aceeași notă, cum a fost și pre-campania, cu atacuri urâte din partea unor contracandidați de-ai noștri, atacuri la familie, atacuri la persoană, atacuri la cei dragi. Sigur că faptul că mă atacă pe mine personal nu e o problemă, eu sunt obișnuit cu astfel de atacuri, în special în campania electorală, însă atunci când îți atacă familia și persoanele apropiate, sigur că nu poți să nu ripostezi și să răspunzi. Sigur, eu niciodată nu o să răspund în modul în care ei fac campania electorală, însă cred că s-a depășit o limită destul de mult, în sensul în care se merge la amenințări, se merge la tot felul de lucruri urâte. Eu din experiență vorbesc și știu și cunosc foarte bine electoratul din Petroșani. Întotdeauna oamenii din Petroșani i-au apreciat pe cei care s-au prezentat în fața dumnealor cu proiecte, cu viziune, cu ceea ce au făcut și ceea ce doresc să facă pentru comunitatea noastră, ceea ce întotdeauna am făcut eu și echipa mea. De altfel, așa cum ați văzut, echipa de consilier PNL, de la început am denumit-o așa, o echipă de profesioniști. Și dacă vă uitați pe lista de consilier local, veți vedea că de la 1 până la 24 și invers, de la 24 la 1, toți oamenii care sunt pe această listă sunt profesioniști, sunt oameni care au confirmat în profesiile lor, în activitatea de zi cu zi. Peste 50% dintre ei sunt noi în politică, deci oameni care, după ce au confirmat, fie că vorbim de sănătate, fie că vorbim de cultură, fie că vorbim de sport, fie că vorbim de învățământ, fie că vorbim de minerit, fie că vorbim de alte activități, au confirmat și și-au dorit să intre în politică, făcând pasul către Consiliul Local. Eu întotdeauna am spus, eu nu mă pricep la toate, în schimb întotdeauna m-am înconjurat de oameni competenți și de oameni profesioniști, pentru că altfel nu poți să faci treabă de calitate. Și revin, oamenii apreciază mai mult sau aproape toți apreciază calitățile unui candidat, da? Nu atacurile la persoană sau defectele unui candidat. Nimeni nu este perfect, știm foarte bine. Însă eu vă asigur că
Eu personal și echipa mea, astăzi îl avem lângă noi pe Vlad Lăutaru, care este și astăzi consilier și va fi și în mandatul viitor. Cu această ocazie vreau să-i spun și la mulți ani în direct, pentru că este ziua lui. La mulți ani și din partea noastră. Multă sănătate și mult succes în ceea ce ți dorești pe viitor. Oricum, revin la ce spuneam înainte, oamenii apreciază atunci când un candidat și un primar, fie că vorbim de primarul în funcție sau cei care visează, unii visează, unii vor să acceadă la această funcție, apreciază calitățile. Și eu întotdeauna am spus, am fost un om responsabil în ceea ce am făcut, niciodată nu am vrut, prin ceea ce am spus sau prin ceea ce am încercat să fac, n-am vrut să manipulez niciodată, n-am vrut să păcălesc pe nimeni. Dacă am putut să fac, am spus că fac în anumite condiții, dacă n-am putut să fac, am spus nu pot să promit asta. Sau am promis, n-am putut să fac totul, dar ceea ce am putut să fac, am făcut. Și eu cred că în continuare oamenii vor aprecia acest mod onest de a comunica cu ei și vreau să le mulțumesc, pentru că de 4 ori și sunt convins că și a 5-a oară ne vor acorda și îmi vor acorda această încredere, această putere care putere pe care cetățenii ți-o deleagă odată la 4 ani, de fapt puterea este a lor, nu este a noastră, a celor care suntem în funcție. Noi avem o putere delegată pe o perioadă de timp, dar puterea este la cetățeni, puterea este a poporului, de aici vine și democrația, da? Puterea poporului. Deci, din păcate, zic, din păcate avem această situație la Petroșani și aproape în fiecare campanie electorală ne confruntăm cu aceste atacuri la persoană. Și o să revenim. Asta aveți experiență, și acum 4 ani, și acum 8 ani. Da, e adevărat, nu la mine. Cei mai tineri, cum e, nu la mine e problemă. Da. Să nu aibă experiența să treacă, pentru că Vlad, te văd supărat. Da. E ziua ta, ar trebui să fii mai vesel și eu te văd trist. Ce s-a întâmplat? Domnul Bran, din păcate, prea pot să fiu mai vesel, pentru că, după cum spunea domnul primar, prima săptămână a campaniei electorale a decurs ca și perioada de precampanie cu atacuri la persoană a mai multor membri a echipei PNL Petroșani. Pe internet se poate orice. Din păcate, atacurile n-au rămas doar pe internet. Vreau să vă relatez o întâmplare nefericită. Un candidat la funcția de primar al municipiului Petroșani, și anume Daniel Stepan, independentul între ghilimele, o să revenim asupra acestui aspect, a făcut un gest, zic eu, intolerabil, și anume mi-a amenințat mama în plină stradă, a țipat la ea, a speriat-o. Deci mamei mele este frică să mai iasă pe stradă, efectiv. Deci vă zic, foarte tare a speriat-o și lucrul ăsta mi se pare, eu nici nu puteam să mă gândesc că se poate ajunge la astfel de fapte, mai ales de la un candidat care se vrea primar. Da? Deci sunt niște gesturi care nu se fac cu o femeie să o ameninți, mare bărbat politic, da, Daniel Stepan, care se vrea primar, să amenințe o femeie pe stradă. Așa ceva, da, nu se face. Mi se pare că s-a întrecut o limită. E regretabil, dar nefiind de față, nu am mai dezvoltat subiectul, am înțeles. Mi se pare că s-a întrecut și o limită. Și și telespectatorii. Ce vreau să mai relatez, v-am spus că este independent între ghilimele, în spațiu public, și anume în mediul online, a circulat o fotografie, da, în urmă cu câteva zile, în care acest independent, care de fapt este PSD-ist, da, era la masă cu candidatul PSD la primăria Petroșani, Costel Avram. Pe această cale vreau să-l rog pe Costel Avram să înceteze cu atacurile la adresa familiei mele. Nu este prima dată și sper că este ultima. Oricum, mama mea a făcut o plângere penală în acest sens și am încredere că organele abilitate vor rezolva această problemă. Bun. E ok, nu e normal ce se întâmplă, dar din punctul de vedere al fiecăruia, fiecare se poate întâlni cu fiecare, cu oricine. Asta că a circulat o poză fără să iau apărare. Dar de aici și eu vă zic la, așa este din informațiile dar de aici noastre și până la a striga după mama ta pe stradă, cred că e mult prea mult. Bine, asta este, Vlad, vreau să spună și altceva. Da.
Vrea să spună că el a fost amenințat și tatăl lui de către contracandidatul sau candidatul PSD și uitați, s-a trecut la etapa următoare. Da? I-au amenințat la telefon prima dată, acum iată că din păcate ajungem la lucruri, Doamne ferește, mai sunt 3 săptămâni de campanie, se poate ajunge, au mai fost campanii în care s-a ajuns la agresiuni fizice, sper să nu se mai ajungă acolo. Și sunt lucruri care nu sunt normale. Exact, lupta trebuie să fie în idei, în programe, în dezbateri de idei. Bine, apropo de dezbateri de idei, sunteți acuzat că nu vreți să participați la dezbatere cu contracandidați, pe proiecte, pe nu știu ce. Domnul Bran, eu nu că nu vreau să particip la... Deocamdată n-am văzut nicio idee, niciun contracandidat care să-și prezinte ceva. Eu să mă duc acolo să... Elecțiuni secrete până la ultima săptămână, poate. Bun, haideți să fim serioși. În momentul în care intri într-o campanie electorală, în precampanie, începi să vii, să spui cum vezi lucrurile, ce vrei să faci, ce vrei să schimbi, ce vrei să continui, sau nu știu, nu le dau eu idee acum ce să facă ei. Însă eu n-am văzut nimic serios astfel încât să pot să particip la o dezbatere chiar pe niște idei, adică n-am văzut nicio viziune, n-am văzut. Și vă mai spun ceva, nu există domeniu de activitate sau de viață socioeconomică, cultural, sportivă în municipiul Petroșani în care eu să nu-mi fi pus amprenta. Deci eu și echipa mea de consilier PNL sau echipa din primărie cu care lucrez de foarte mult timp. Da? Deci să vii și să spui Riții n-a făcut nimic, primarul zero. Și atunci în ce dezbatere să mă duc când contracandidații mei spun că eu n-am făcut nimic sfidând evidențele? Adică dacă oriunde mergeți în orașul ăsta se vede ceva în orice domeniu. Ca să nu mai vorbesc de infrastructură, da? Ei neagă că s-a făcut un bazin de not și l-avem de 6 ani și toți copiii din Valea Jiului și cei din Petroșani beneficiază de acest bazin. Neagă că pe fonduri europene am făcut ambulatoriul din Petroșani, unul dintre cele mai moderne din țară. Neagă că am construit încă un spital, da? Sigur, nu este gata. Neagă faptul că am reasfaltat tot Petroșanul și am mai asfaltat încă 46 de kilometri de drum. Neagă că am reasfaltat șoseaua de centură. Neagă investițiile pe care le-am făcut în domeniul schiabil Parâng. Neagă investițiile făcute în educație, învelopare a școlilor, dotarea școlii Igheduca. Igheduca a fost cea mai modernă școală la momentul respectiv, acum 5-6 ani de zile când am finalizat proiectul, se numea o școală pentru viitor, da? Deci, în momentul în care nege evidențele, la ce dezbatere să mă duc? Ce să vorbesc cu ei? Să ne... Ce avem proiecte, dezbatere dar de ce idei, proiecte? Că n-am viitoare văzut proiecte. Dar n-am văzut nicio idee de viitor proiect. Eu, sincer vă spun, că urmăresc ce se întâmplă cu contracandidații mei și mai un aspect, așa zis și independenți sau chiar candidați de la alte partide, n-am văzut decât să mă atace pe mine. Deci n-am, chiar dacă sigur, ca să-ți maximizezi, da? Trebuie să vii și să spui cum crezi tu că vei face. Nu, ei vin și mă atacă pe mine. Bine, acum știți cum e că... Asta e... Cine e sus, acolo trebuie dat la temelie, știți? Cam asta e bun, părerea. Asta poate să fie o metodă... Sunteți principalul contracandidat. O metodă destructivă, eu n-am fost niciodată de această dar părere. Dar să fie pe termen frumos, adică, pe, cum spuneați dumneavoastră, dezbateri de idei, domnul, nu atacuri la persoană. Domnul Bran, atât când mi-atacă soția, mi-atacă soacra, azi mâine mi-atacă și copiii, atacă... îi atacă pe colegii mei din Consiliul Local sau cei care candidează, cum își permit ei să spună ceva, fie pe Facebook, fie în spațiu public, dar n-am înțeles. Bine, pe Facebook care e problema? Nebunie. Fiecare zice nu, ce dar noi nu am jignit. Incontrolabil. Noi da, eu nu spun că nu există și aceste derapaje, înțelegeți? Dar vedeți că aceste derapaje pe Facebook, în spațiu public, ulterior duc la alte derapaje, amenințări directe, personale, vă spun, până la agresiuni fizice, iar să ne întoarcem acum 20 de ani. Tot mai aceeași... avut un moment în care erați... Bineînțeles că... Era să fiți agresat fizic. Da, a fost agresată soția mea în 2012, dacă nu mă înșel, sau în 2000... Da, în 2012. Deci, vă dați seama unde se merge cu această ură până la urmă,
Da? Și în loc să fie o dezbatere de idei, de proiecte, să vii să spui cum vezi lucrurile, ei știți ce vin și spun? Alegeți-ne, dragi cetățeni ai municipiului Petroșani, noi suntem cei care vă spunem ce o să facem după ce o să ne votați. Adică dați-ne un cec în alb, pentru că noi suntem băieți frumoși și aveți încredere în noi, deși ei sunt cei mai mari mincinoși. Și demagogi. Trebuie să vă asumați asta. Păi mi-asum, cum să nu mi-asum? Mincinoși. Vă și spun toate minciunile lor și le și... Un cuvânt greu, mincinos. Păi cum să nu? Adică nu, greu, în sensul... Domnul Bran, eu de fiecare dată, la fiecare acuză pe care ei o fac sau au făcut-o, eu am venit cu documente și am prezentat adică adevărul. Și de partea altă, dacă ascult, tot la fel spun de dumneavoastră. Ce? Păi dar eu nu i-am spus adevărul, că într-o chestie sau alta, mă rog, domnul, am putea vorbi m-ați până m-ați auzit mâine, pe mine să mă iau de soția vreunui contracandidat? Nu. M-ați auzit pe mine să îmi jur sau să ameniți vreun consilier sau vreun candidat de pe lista de consiliu a altui partid? Niciodată. Eu i-am respectat ca și competitori. Noi ne cunoaștem de din foarte mult. Din punctul ăsta de vedere corect, nu v-am auzit niciodată să vă luați. Niciodată n-am făcut așa sau ceva. Sau să ziceți de unul că e urât, gras, slab, nu, tâmpit, prost. Nu, deci haideți să fim serioși. Da. Bun, haideți nu. Să depășim momentul. Și vă mai spun ceva. Ei tot spun că eu n-am făcut nimic de 13 ani, dar de 4 ani eu fac și am făcut majoritate în Consiliul Local cu PSD. Viceprimarul este PSD, domnul Florin Nicolae. Un om cu capul pe umeri, ca să zic așa, că am mai spus. În PSD, să știți că sunt și oameni, ca în toate partidele, cu care te poți înțelege. Am venit niște zurbagii acum, care cred ei că dacă fac scandal, dacă urlă, dacă intimidează, dacă amenință, ei sunt grozavi. Deci, despre ce vorbim? Ați mai folosit un cuvânt greu, zurbagiu. Deci am folosit un cuvânt care... În, bine, oarecum mare frumos, măsură, dar e... în mare măsură vă spun eu că eu dacă vreți o etalare fidelă a ceea ce se întâmplă într-o anumită zonă. Bun, haideți să depășim momentul și l-aș întreba pe Vlad, adică i-aș spune lui Vlad, care e și șeful organizației de tineret, da. PNL Lupen, PNL Petroșan, scuze, am rămas cuplat de la da. O altă emisiune. Deci Vlad, să te prezinți acolo în cameră, să, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți care și din Petroșani, sunt în Petroșani, dar nu te știu toți acum, să fim da, serioși. Acum o să, zic să le explici ce ai făcut în legislatura, în actuala legislatură. Știu că ai inițiat și niște proiecte, cine ești, ce vrei și ce vrei cu tineretul ăsta. Așa, abalează-le frumos în câteva fraze. Da, desigur, dacă îmi permiteți înainte să spun proiectele care am făcut eu în Consiliul Local, care le-a inițiat, că... care exact, le-am inițiat, exact, da. Da, care le-am inițiat pe ordinea de zi a Consiliului Local, unele au și trecut. Că le-ai făcut cu ajutorul tuturor. Haideți să facem sigur. O paranteză. Știți că Vlad este președintele Consiliului Local, președinte de ședință de mai bine de 3 luni de zile și conduce foarte bine ședințele? Da, este... știu. Bine, asta online, cum o aveți da, acum. Absolut, da, absolut. Am fost și când au fost ședințele, când s-au desfășurat fizic, când au fost în sala de consiliu, am fost și atunci o perioadă de 3 luni președinte al președinte ședință. Ca să revenim, dacă îmi permiteți, aș vrea să revin și eu la ideea domnului primar, în care anumiți contracandidați, în special cei de la PSD, în special persoana din partea organizației de tineret de la PSD, care este pe lista de Consiliul Local, bine, a spus, a făcut, asta, da, este o paranteză, dacă îmi permiteți rug, să fiu puțin, da, să dezvolt puțin fraza, a spus în mai multe emisiuni, da, că domnul primar nu a făcut nimica pentru tineret. Păi, eu vreau să vă spun, cred că domnișoara președintă a ieșit în oraș legată la ochi. Altfel nu-mi explic cum poate să spun așa ceva, da? Bănuiesc că s-a plimbat și dumneavoastră de multe ori pe centrul civic, da? Centrul civic care a fost reabilitat în totalitate de Tiberiu Acoperiții. Bănuiesc că și domnia sa merge pe Brădet, da? Unde zona de agrement Brădet a fost reabilitată de în totalitate de domnul primar Tiberiu Acoperiții. Bănuiesc că ea sau familia ei a fost cel puțin odată la bazinul de not, da? Bazin de not care a fost făcut de Tiberiu Acoperiții, bănuiesc că a fost
de multe ori la film în Petroșani, de când s-a deschis cinematograful din Petroșani, da? Bănuiesc că poate are prietene sau poate părinții ei au prieteni care au copii, iar copiii se joacă în locuri de joacă. În mandatul primarului Tiberia Cobriții au fost amenajate 19 noi locuri de joacă pentru copii. Bănuiesc că au auzit din presă de susținerea pe care domnul primar împreună cu Consiliul Local a dat-o echipelor de robotică din Petroșani, care au fost sprijinite, și iată că cu sprijinul și al primăriei Petroșani și al Consiliului Local au reușit să facă performanțe la competiții naționale. Deci altfel nu pot să-mi explic cum ei poate să spună că nu a făcut nimic, niciun proiect pentru tineret. Cred că, după cum spuneam, au ieșit legați la ochi în oraș. Hai, te rog. Acum, ca să termin fraza. Că timpul zboară și de asta mai avem. Proiecte, eu sunt doar de 2 ani consilier local, nu am prins un mandat întreg. În acest timp am făcut un amendament la un proiect prin care am crescut cuantumul amenzilor pentru faptele care sunt de natură să polueze domeniul public al municipiului Petroșani, inclusiv pentru persoanele care distrug mobilierul urban al municipiului Petroșani, pentru că, desigur, ne dorim un oraș care să arate frumos, care să fie curat, iar faptele de natură să distrugă domeniul public trebuie descurajate. Am făcut, la sugestia mai multor cetățeni din municipiul Petroșani, un proiect care a trecut în Consiliul Local, dar din păcate nu a fost validat și de prefectură. Atunci era, desigur, altă culoare politică, deși se spune că prefectul nu este, trebuie să fie apolitic. Acum știm foarte bine ce a fost în urmă cu nu foarte mult timp. Este vorba despre un proiect prin care am încercat să să le oferim celor de la Poliția Locală portița prin care puteau să descurajeze faptele, fenomenul acesta de ceșătărie, care, din păcate, în Petroșani, tinde să devină abuziv. Sunt câteva persoane care practică ceșătăria și care sunt abuzivi. Dacă nu, dacă nu le dai ce îți cer, da, bani sau eu mai știu ce, te amenință, te zgârie mașina, să nu mai vorbesc de alte chestii. Și atunci am vrut să descurajez această faptă care, desigur, deranja foarte mulți locuitori din municipiul Petroșani. Proiectul a trecut de Consiliul Local. Bun. După cum spuneam, nu a fost validat, nu a trecut de prefectură. Am făcut un proiect cu ocazia sărbătoririi centenarului, prin care am schimbat denumirea parcului de la piață și, desigur, am votat doar în interesul petroșenenilor. Nu am votat nimica ce nu a fost în interesul petroșenenilor. Cam asta a fost activitatea mea în cei 2 ani de consilier local. Ok. Deci lumea acum te știe măcar așa în prisma asta. Domnule primar, 4 ani grei. Da. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut? Adică ce ați reușit să faceți și ce n-ați reușit să faceți prea mult? Păi, și haideți să vă spun câteva proiecte mari pe care le-am făcut în acești 4 ani, în mandatul 2016-2020. Am reasfaltat centura Petroșanului, 3,1 km. Da? Am introdus gazul metan în cartierul Colonie și astăzi lucrăm la extinderea distribuției pe strada George Enescu către strada Transilvaniei până la turnul de apă. Trebuie să le spunem oamenilor că 9 străzi vor beneficia de gaz metan. Gaz metan. Exact. În cât timp? Eu spun că până la sfârșitul anului e posibil să se întâmple acest lucru. Noi terminăm distribuția luna aceasta. Coloana. Coloana principală va fi terminată luna aceasta. Și de acolo urmează și de acolo se tragă spre gospodărie. Se va trage spre gospodărie, în colonie, după care branșamentele trebuie să le facă fiecare proprietar. Deci centura, gazul metan, cinematograful, finalizat în 2017, cel mai modern cinematograf din Valea Jiului și în afară de molurile care sunt la Deva, eu cred că din județ, da? Așa. Am introdus gazul metan în toate școlile și grădinițele din municipiul Petroșani. Vă aduceți aminte de momentul în care am rămas la minus 20 de grade,
fără căldură. Și a spus într-o lună, două, nu mai știu. În trei luni de zile am reușit să introducem gazul metan. Punem centrale. Nimeni nu credea să pun centrale. A fost o investiție de peste 24 de miliarde de lei vechi. Iar dacă nu puneați centrale, cred că rămâneau în frig. În frig copiii, da, exact. Pentru că nu s-a rezolvat nimic cu... Da, să nu uităm că eu am fost cel care am susținut cel mai mult sistemul de termoficare centralizat în Valea Jiului. Din păcate, de anul trecut și la Petroșani această activitate nu a mai fost posibilă. Aici posibil. Cred că aveți o părere de rău că n-ați reușit să faceți. N-am reușit pentru că nu puteam să reușesc singur. Ceilalți colegi ai mei, din păcate, toți au clamat că vor sistem de încălzire centralizat, dar faptele au fost altele, au închis rând pe rând toate aceste sisteme din celelalte localități și atunci, sigur, Petroșanu singur n-a putut să susțină, din punct de vedere economic, producerea agentului la Paroșin și transportului pe 18 km, pe o rețea care nu aparținea nouă, aparținea cehului. Bine, asta poate fi un proiect de viitor, totuși. Da, poate fi. Și poate să revine la... Repet, acolo va trebui tot așa o decizie de un proiect integrat pe toată Valea Jiului, pentru că doar pentru Petroșani sau pentru o singură localitate, centrala de la Paroșeni nu poate să producă nici măcar rentabil, nici măcar pe zero, ca să zic așa, fără pierde. Da. Deci asta s-a întâmplat, din păcate. Deci acestea sunt anvelopări de blocuri, sigur. Am finalizat reabilitarea Muzeului Mineritului, primul proiect finalizat în regiunea de vest, cel mai mare proiect ca valoare pe axa 5 de patrimoniu și pe fonduri europene. Da. Apropo de asta, mâine vine ministrul aici. Da, mâine este prezent în Petroșani, ministrul fondurilor europene, domnul Boloș, va fi prezent la Petroșani. Va vedea și Muzeul Mineritului. Da, am avut discuții cu dumnealui. În principal, mâine vom discuta despre ITI, investițiile teritoriale integrate, declararea Văjului ca zonă ITI și ceea ce înseamnă Just Transition Fund, fondul pentru tranziție justă în zonele miniere din Europa. Faceți o paranteză aici, că oamenii tot aud ITI, fond, nu știu ce. Explicați-le foarte pe scurt ce înseamnă aceste fonduri, că mulți au tendința să spună aia, prostii de campanie sau prostii de campanie, abureli, știți dumneavoastră. Da. În momentul în care vom fi declarați ITI, avantajul foarte mare va fi că atât administrațiile locale cât și firmele private nu vor mai concura cu toate firmele sau toate administrațiile din regiunea de vest. Vor concura doar între ele în Valea Jiului. Ăsta este un mare avantaj. Va fi alocată o sumă de bani destul de mare pe care o vor putea accesa doar administrațiile publice ce este în această zonă din Valea Jiului și doar firmele din Valea Jiului care nu ca au sediu aici, cum s-a întâmplat cu zona defavorizată, care își desfășoară activitatea în Valea Jiului. Că n-am mai avut zona defavorizată, absolut, și banii mergeau la București. Absolut. Pentru a se înființa IT ai nevoie de trei condiții. Una dintre condiții este condiția geografică, să ai un teritoriu delimitat, ceea ce avem. Teritoriul delimitat este Valea Jiului, din punct de vedere geografic, da? Trebuie să ai o strategie de dezvoltare pe următorii 7 ani, la care se lucrează acum. Lucrează PricewaterhouseCoopers, angajată de către Ministerul Fondurilor Europene. Dar trebuie să spunem că e firma cea mai mare din Europa. Eu cred că e una dintre cele mai mari din lume, da? Pe această zonă de consultanță și de strategii. Deci n-a venit o firmă oarecare. Nu. Și asta trebuie spus. Mai a treia condiție este o formă de guvernanță care trebuie să existe pentru a guverna sau a gestiona acest ITI. Deci cele trei condiții pe care le-am spus, noi le îndeplinim. Una, condiția teritorială, doi, strategia și trei, forma de guvernanță. Noi am lucrat foarte mult, vorbesc de administrațiile publice locale, în parteneriat cu societatea civilă, cu mediul de afaceri, cu ONG-urile, cu asociațiile neguvernamentale, cu partenerii noștri de la Ministerul Fondurilor Europene și ADR-ul, Agenția de Dezvoltare Vest, care are o expertiză foarte bună pe zona de vest și care ne-a ajutat foarte mult. Foarte scurt, ce va rezolva Petroșani, Valea Jiului cu acest ITI? Deci cu acest ITI vom reuși să facem proiecte de infrastructură integrate pe Valea Jiului, care să aducă o plus valoare întregii zone. Da? Asta este foarte, foarte important. Să reușim să facem o regenerare economică
da? Să reușim să punem ceva în locul mineritului, fie că vorbim de turism. Nu, turismul nu poate suplini singur acest... Nu, e clar, e o alternativă. E o alternativă, da? De, vorbim de noi investiții în Valea Jiului, vorbim de faptul că prin atragerea acestor bani și în ceea ce înseamnă protecția mediului și în asistență socială, pentru că noi vom avea probleme sociale destul de mari în următoarea perioadă, așa cum am mai trecut printr-o perioadă de acest gen, undeva la 97-2004, da. Și cu tot felul de sincope și cu tot felul de lucruri. Să știți că dezideratul Comisiei Europene și a doamnei președinte von der Leyen a fost acesta când s-a semnat Green Deal, da? Pentru că noi intrăm în această înțelegere verde, Green Deal, la nivel european și europarlamentarii români au votat de la toate partidele acest pact. Da? Ce înseamnă acest pact? Înseamnă ca până în 2050 Europa să atingă acel target destul de ambițios, emisii de carbon zero, adică să nu mai existe energii poluante. Da? Și atunci președintele a venit și a spus nu lăsăm pe nimeni în urmă. Ce a vrut să spună prin asta? Nu lăsăm nicio zonă din Europa să rămână în urmă, trebuie să ajutăm, să alocăm bani zonelor defavorizate, între ghilimele, dar e vorba de aceste zone care trebuie să-și schimbe, da, să-și schimbe structura, dacă vreți, economică și socială până la urmă, da? Prin reducerea emisiilor de carbon, prin renunțarea la minerit și la producerea de energie termică și electrică pe cărbune sau pe combustibil fosil. Bine, acum dacă pe noi aici în Valea Jiului totuși, să zicem, ne-au aranjat între ghilimele că ne-au închis minele, măcar să beneficiem de aceste fonduri, exact, să facem alte lucruri bune. Păi, despre asta e vorba. Asta probabil e ultimul tren noi va care trebui, noi mai putem prinde. Noi va, vedeți de ce am spus eu acum 2-3 luni de zile că e bine ca Valea Jiului să fie un singur oraș? Pentru că Comisia Europeană, în iulie anul trecut, în 2019, ne-a invitat pe toți cei 6 primari la Bruxelles, unde am semnat memorandumul pentru tranziție justă în Valea Jiului. Este un document care, chiar dacă nu are efecte juridice, da, el nu are această formă, e doar o intenție de asociere, deci un acord, cum că vom lucra împreună în această direcție, toate administrațiile din Valea Jiului. Dar revin, cred că cea mai bună soluție pentru Valea Jiului, trecând prin zona metropolitană, dar ținta noastră să fie o singură administrație, ar fi cheia ca Valea Jiului să se dezvolte în mod unitar și să creăm tot ceea ce se poate crea din punct de vedere al infrastructurii. Dar am înțeles că mai repede de 3-4 ani nu s-ar putea crea. E adevărat și mai ales pe legea actuală este foarte greu. Trebuie o reformă administrativ-teritorială la nivelul României, pentru asta și trebuie ce modificată. Facem în 3 ani, noi, spuneți-mă, pentru asta trebuie modificată Constituția și chiar dacă clasa politică, vorbesc de toate partidele, se feresc de această temă, da, ca de un nou fierbinte. Fac o paranteză, în Polonia până s-a făcut reforma administrativă au căzut 3 guverne în 7 luni, dar au făcut-o. Și astăzi Polonia este una din țările care a absorbit cei mai mulți bani europeni, care are o economie pe baze sănătoase, care are un PIB pe cap de locuitor foarte bun și care a reușit să recupereze din decalajul foarte mare între țările, dintre țările din vest și țările din est, din fostul bloc comunist. Bun, da, hai să dăm jos 7-10 guverne dacă e cazul. Da, eu problema sunt e ce facem noi în ăștia 3-4 ani, că noi trebuie să, păi noi trebuie să atragem fondurile oricum. Bun, noi am lucrat la aceste instrumente, la ITI, la Just Transition, mai sunt alte fonduri. Însă, în toate discuțiile pe care le-am avut cu cei de la Price, când au discutat cu noi și cu Petroșanu separat, dar și cu ceilalți primari, am fost de părere și am insistat foarte mult să se susțină mediul de afaceri. Și asta ce înseamnă? Pentru că ei sunt cei care creează plus valoare, mediul privat, oamenii de afaceri din Valea Jiului, da? Ei creează locuri de muncă, ei aduc cele mai multe taxe la bugetul local și național și atunci creează-le, domne, condiții măcar egale cu cei din alte regiuni. Corect. Noi în momentul ăsta suntem dezavantajați pentru că suntem în zona vest, cea mai considerată, cea mai dezvoltată datorită județului Timiș și Arad, Carașul și Hunedoara sunt mult defavorizate, iar mediul privat trebuie să aibă o contribuție la proiectele europene cu 15% mai mari decât firmele din Cluj sau Oradea. Corect. Păi vă dați seama, sau Craiova. Aia nu-i corect.
Și atunci, prin acest ITI, încercăm să facem și să reglăm și să corectăm această anomalie. Și a spune că pe lângă mediul de afaceri sprijinit foarte puternic, și proiecte integrate. Care adică să lege care toate, să lege cele, toate șase cele șase comunități din cele șase localități. Exact. Dacă nu facem proiecte de acest gen, nu putem să absorbim modelul foarte... apă, canalizare, ce s-a întâmplat, atunci o să fie foarte rău. Foarte rău, da. Vom pierde din nou startul. Da. Este oare ultimul tren? Este ultimul tren? Poate fi ultimul tren, este a doua șansă pe care nu avem voie să o ratăm. Prima am ratat-o, vorbesc de Valea Jiului, am ratat-o în 1998 când s-a făcut și s-a declarat zonă defavorizată. Știți atunci care a fost marea problemă? În legislație nu s-a trecut că firmele trebuie să-și desfășoare activitatea în Valea Jiului. Au venit și au deschis aici o firme fantomă din București și făceau în București sau în Timișoara sau în altă parte activitatea. Deci, corect. De data aceasta nu se mai poate întâmpla acest lucru pentru că suntem sub atenta supraveghere a Comisiei Europene și banii vin de acolo și noi trebuie să respectăm niște reguli și suntem monitorizați foarte, foarte bine. Mi-a spus de ce ați făcut și după aceea o să ajung și la Vlad. Spuneți-mi cu părere de rău ce n-ați putut să faceți în ăștia 4 ani. Unde credeți că se putea mai mult? Domnul Brand, știți ce n-am putut să fac? De exemplu, sunteți acuzat, nu mai spun de cine, ce și cum, că n-ați atras atâtea fonduri europene în acest mandat. Bineînțeles, uitându-se că în celelalte mandate de dinainte, probabil că ați fost campionul. Am fost campionul, da. Păi atragerii fondurilor europene. Domnul Brand, păi dacă eu am făcut drumurile, o parte din ele, pe fonduri europene, păi nu mai puteam să trag bani tot pe drumurile alea, da? Bine, axele, se putea pe altceva. Axele s-au modificat, e adevărat. Însă, ce s-a întâmplat în 2017 ca guvernul Tudose să ne taie 1 milion de euro din bugetul local. Foarte mulți bani. Știu că atunci erați cam afectat. Eram, pentru că îmi dădeam seama, pentru că îmi dădeam seama că guvernul face o șmecherie. Taie la toată lumea 6% și la localitățile conduse de PSD, dar pe la spate, dacă pot să folosesc acest termen, prin hotărâri de guvern sau de la Consiliul Județean, ei au primit bani care au suplinit pierderea și mult în plus. Să deci, spunem, treaba aceasta nu se reglează acum cu un guvern condus de liberali? Păi eu sper, nu s-ar regla? Eu sper să adică se, legea compensării. Eu sper să se regleze și să ajungem la un moment T0 în care să stabilim toate partidele. Dom'le, de zona asta nu ne mai atingem. Da? Toți indiferent cine la guvernare. Indiferent cine la guvernare. Deci trebuie o înțelegere de acest gen. Pentru că nu poți să pedepsești o comunitate pentru că a votat într-un anumit fel. Și la un anumit moment. Și de fata Morgana ce cere dumneavoastră în politică. Domnul, știți foarte bine. Domnul Bran, să știți că noi vrem, nu vrem, trebuie să ne adaptăm și să ne maturizăm și din punct de vedere politic, da? Și eu sunt mândru că la Petroșani am reușit în Consiliul Local să mențin o atmosferă de lucru și de conlucrare, repet, nu de unanimitate, așa cum mă acuzau unii colegi din Consiliu care erau obișnuiți cu unanimitățile dinainte de 89, însă eu am spus de fiecare dată, doamne, noi în Consiliu nu suntem putere și opoziție, noi suntem majoritate și minoritate, da? Pentru că noi acolo suntem toți puși să lucrăm în slujba comunității. Dar până la urmă nici n-ar trebui într-un Consiliu Local să se facă politică. E adevărat, să facem mai multă administrație, corect. Da. Așa este. Vlad, două proiecte pe care le ai în vedere pentru viitorul mandat, dacă lumea îți va acorda încrederea și vei fi în Consiliul Local. Da, desigur. Pot să vă dau chiar în exclusivitate acum o veste aici la dumneavoastră emisiune. Vezi, poate îl super pe domnul primar. Împreună cu domnul primar lucrăm acum la un proiect care o să intre pe ordinea de zi chiar la următoarea ședință de Consiliu Local, prin care ne dorim să stimulăm tinerii cu vârsta cuprinsă între 16 și 35 de ani să facă sport, iar în acest sens le vom propune consilierilor locali în următoarea ședință să voteze un proiect care prevede ca tinerii să poată într-o anumită zi din săptămână, care o va decide fiecare consiliu de administrație al unității școlare unde este o sală de sport, să poată să facă sport în sălile de sport fără să mai plătească acea taxă de închiriere. Deci cei de 35 de ani? Între 16 și 35 de ani.
Păi eu mă enervez acum. De ce vă enervez? Păi dar suntem bătrâni, dacă avem mai mult de 35 de ani. Așa se consideră. Poate am vrea și noi să mergem să... Din punct de vedere al legislației, după 35 de ani, practic ești din sfera aceasta formală, să spun, a tinereții. Așa. Deci, dacă acest proiect va trece și sunt sigur că și colegii noștri din Consiliul Local vor accepta acest proiect, pentru că până la urmă este în folosul tinerilor din Petroșani. Iată că de după următoarea ședință tinerii din Petroșani vor face sport fără deci să mai plătească la... Și mai zi unul repede, dar foarte scurt. De sport, da. Pe mine mă interesează... Ce ai în cap tu, o chestie, o idee? Da, desigur, vreau să mai fac proiecte care să fie de natură să protejeze mediul înconjurător din Petroșani, pentru că trebuie să avem grijă în mod special de mediul înconjurător. Vreau să fac proiecte care, împreună cu echipa, împreună cu domnul primar, care desigur să dezvolte turismul acesta de, care se face în rândul cicliștilor. Da? Da. Avem niște munți minunați în jurul nostru care ne înconjoară, da? Pică muntele pe noi. Trebuie, o să profităm de acest fapt. Stai și... un pic aici. Și domnul primar o să-mi spună. Da, desigur, o să profităm de această chestiune și o să încercăm să dezvoltăm ciclismul acesta montan la noi în zonă. Acum, domnul primar, asta e o idee veche a noastră. Ați vrut să vedeți falezele pe Jiu cu biciclete, ați vrut să vedeți, da. Din câte știu eu, foarte multe trasee montane de biciclete. Deocamdată... Nu, îmi pare să știți că m-am amenajat. Cu ajutorul în oraș mai puțin, adică aveți cele în două. În oraș avem cele două piste de biciclete, însă avem deja proiecte depuse și intenții de proiect pentru a realiza în tot Petroșanul piste de biciclete, stații de închiriat. După modelul Timișoare, nu? După modelul Timișoare, Bureștiului, da. Clujului, nu, și așa mai departe. Bine la da, capitolul exact. Asta deja este în lucru, acest proiect deja este în lucru, însă aș vrea să revin la ceea ce spuneați dumneavoastră vis-a-vis de Vlad, dacă va ajunge în Consiliul Local. Cu siguranță va ajunge în Consiliul Local, avem și noi sondajele noastre și pot să vă spun acum că Partidul Național Liberal va fi primul partid ca procent în municipiul Petroșani și scorul nostru la funcția de primar se apropie să înceapă cu 5 și a celorlalți candidați undeva în jurul 2 sau poate chiar cu 1 să înceapă. Deci cu siguranță Vlad va ajunge în Consiliul Local, este pe un loc mai mult decât eligibil și... Asta e un sondaj? E un sondaj intern al nostru. Da, intern. De auzi intern. Da, deci, știți cum se zice, că depinde cine face sondajul. Da, e adevărat, dar eu vă spun că de fiecare dată când am lucrat, sunt optimist și am lucrat cu oameni profesioniști, întotdeauna am avut prognozele foarte aproape de realitate. Da. Apropo de biciclete, de turism, de petrecerea timpului liber, pentru că asta interesează pe tineri. Aveți reprezentatul tinerilor din partid, absolut, cum ar veni. Ce aveți în vedere? Nu? Avem în vedere și suntem deja în licitație cu un nou teren de fotbal cu suprafață artificială la stadionul Jiu. Cu tribune, cu instalație de nocturnă, 500 de locuri în tribună, teren... Asta e făcut prin Federația Română de Fotbal, nu? Prin, cu sprijinul Federației, ei sunt parteneri, dar e făcută prin CNI, Compania CNI. Națională de Investiții. Deci asta e un lucru concret. Lucru concret, nu. Nu mai e nici la fază de proiect, este în licitație când se va atribui, se va intra efectiv în lucru, dar pe lângă terenul de fotbal la dimensiuni normale, deci 100x45, da, vor mai fi încă două terenuri, unul de tenis și tot cu suprafață artificială, unul de basket sau de volei și așa mai departe, cu spații tehnice, spații administrative, care va fi făcut la baza sportivă de la Jiul Petroșani. Știți bine că echipa de fotbal a intrat în divizia C. Ne axăm foarte mult pe ceea ce înseamnă copii și juniori. Vrem să creștem copii și juniori și care mai departe să poată să evolueze în divizia C la echipa mare și sigur cine are talent și poate să meargă mai departe, să facă acest sport de performanță. Eu noi m-am mai întrebat mai de mult, într-adevăr, dar nu credeți că un proiect prin care toate primăriile, toate orașele să susțină o echipă să avem în divizia ar fi cel mai bine. B sau A?
Ar fi cel mai bine, eu am încercat o discuție. Sunteți deschis? Eu sunt deschis, am spus de fiecare dată că sunt de acord să facem împreună un club sportiv pe Valea Jiului și fiecare oraș să aibă un sport emblemă. La Petroșani să fie fotbalul, pentru că avem acest brand și această istorie cu Jiul Petroșani, cea mai titrată echipă de fotbal din județul Hunedoara, oricine ce-ar spune, da? Clar. Putem să facem la Petrila și să dezvoltăm în continuare, ei au, au avut rezultate foarte bune la Popice sau la Lupte, da? Putem să mergem la Ninoasa, Tiru cu Arcu are rezultate extraordinare, da? La Vulcan poate să fie un alt sport, da? Care să fie box sau orice karate sau orice altceva, la Lupeni există echipă de rugby sau a existat și există o tradiție, chiar dacă și la Petroșani există, da, o echipă de rugby și cu o istorie în spate, și la Uricam tot așa un sport care să fie pe specificul local, da? Și dacă facem acest club sportiv pe Valea Jiului, practic toate primările toată lumea ar avea de câștigat, de fapt, exact. Nu primăria Petroșani. Exact. Deci eu cu această idee am venit de mult, deocamdată încă nu am ajuns la... Asta rămâne ca dumneavoastră să convingeți și pe viitorii primari și pe viitorii oameni de afaceri, în primul rând, din absolut. Petroșani, din celelalte municipii și da. Orașe. Și cred că numai așa, prin discuții, dialog și întâlniri foarte multe, Eu mi-aduc aminte de o chestiune și îmi pare rău că n-am reușit atunci nici cum să putem să reușim să unim spitalele în Valea Jiului. În 2011 a fost ideea să unim cel puțin Petrila cu Petroșani și cu Vulcanul, să fie spitalul de urgență Sfânta Varvara, da? Și nu închideam spitalele din Petrila și din Vulcan. Rămâneau secții exterioare ale spitalului și în Petrila și în La Petrila parcă a rămas secție. Păi nu, s-a închis, după aia am redeschis noi. Am redeschis noi secția de paliative, da, exact, și ambulatoriu l-am redeschis tot noi și medicii de la Petroșani merg la Petrila și asigurăm această asistență medicală care trebuie să existe pe anumite domenii permanent. Și, bine, dar de ce n-a făcut ceva de genul, domn primar? Și cred că s-a rezolvat și capra și varza. Ce? Spitalul de urgență 1, spitalul de urgență 2, fără nume. Spitalul de urgență 3. Păi nu i-am spus Petroșani nici atunci, vreau să-i spunem Sfânta Varvara. Și atunci cred că toată lumea era liniștită. Da, nu știu, acolo au fost niște neînțelegeri. Știți ce avantaje aveam atunci? Foarte mare avantaje. 1. Creșteau în primul rând salariile tuturor cadrelor care lucrau în acest spital și la Petrila și la Vulcan, pentru că ajungeau la nivelul celor de la Petroșani. Ăsta e un aspect direct, concret, palpabil. 2. Ni se dădea elicopter. Elicopter de către ISU și mentenanța și toate cheltuielile cu elicopter erau suportate de ISU, da? Prin Ministerul Afacerilor Interne. Da. Aveam promisiunea să ne doteze cu aparatură modernă în totalitate la Petroșani și la toate celelalte secții. Erau niște avantaje fantastice. Din păcate nu mai putem să vorbim. Din păcate nu mai putem să vorbim, pentru că emisiunea. La momentul respectiv consiliile locale n-au vrut. Și a mai fost o chestie de genul ăsta când s-a mai pus problema să lucrăm împreună legat de deponeul de la Petrila. De la Petrila au fost o și acolo poveste. O veche poveste. Întotdeauna am fost deschis. Da. Eu am vrut să ajut pe toată lumea, am fost de acord să deschidem deponeul temporar la Petroșani, știți, criza gunoaielor, da, de acum 3 ani de zile, când nu mai puteam să ducem la Horezu. Am fost de acord și am primit pe toți și așa mai departe. După aia m-am rugat un an de zile de Bobora să ia gunoiul și așa mai departe. Deci, da. Foarte multe lucruri mai sunt de spus. Vom avea ocazia să le discutăm într-o altă emisiune. Absolut. Timpul s-a cam dus și uite, îmi face semne din regie disperată. Da. Vedeți? Vă mulțumim. Timpul trece repede când ai ce să spui. Corect. Și nici nu am observat când Vlad a vorbit mai puțin, trebuia să lase, a fost și ziua lui, dar să știți că Vlad este un om politic de perspectivă și l-am încurajat de fiecare dată și eu am pornit în viața politică ca președinte. Domnul Schroeder, foarte mult. Da. Președintele Organizației de Tineret. Un domn Schroeder pentru Vlad. Nu, cam așa ar veni. Da. Cu o diferență de vreo 25 de ani. Bine, corect. Da. Eu vă mulțumesc pentru prezența în studio. Mulțumesc. Și eu mulțumesc. Stimați telespectatori, vă mulțumim că ați ales această seară de luni
cu postul Capital TV, vă mai așteptăm, rămâneți alături de Capital TV și o seară cât mai plăcută tuturor.